Puteți să luați declarație de presă al domnului primar de la declarație de presă. S-ar putea să fie și adeziunea, dar nu s-ar arăta. Am arătat o adresă acum și o să mă arătăm vreo 3-4 săptămâna viitoare. Nu se întâmplă nimic, n-am... Deci domnul primar de la Bucinișu declară că în 2012 va candida din partea UNPR pentru un nou mandat. Dacă vreți să, domnul, pentru dumneavoastră, pentru Consiliul Județean. Deci, cum îl cheamă domnul primar? Poftim? Cum îl cheamă? Îl cheamă Radu Miltiade, da? E de la PNL. Acum declarația de presă a domnului primar de la Slătioara. Îl cheamă Ciocârlan Ion. Savu Ciocârlan. Da? Declarația de presă a domnului primar de la Crâmpoia. E doi PSD și un PNL. Luăm și noi, 2-1. Deocamdată, săptămâna asta. Acum încep să vă le arăt până când îi luăm pe toți. Îi luăm pe toți, rețineți. Că nu ori câștiga Ciobanul Ilie. Da, puteți să... Hager Press este? Da. N-am mai venit în pare, dar nu s-ar fi o fată extraordinară. Vedeam că vedeți și nouă. Da, gata? A doua problemă înainte de a începe rugămintea mea și e ultima dată. Toți ziariști, toți care veniți la conferințe de presă ale noastre, vă rugăm să dați în ziare tot ceea ce spunem. Nu ceea ce vreți dumneavoastră sau ceea ce vă dictează la unii președinții de partide. Deci înțelegeți-vă. Deci asta doresc eu. Eu am dat-o. Data trecută, n-a scris absolut nimic, niciunul, decât produzia. Domnul Alin. O, scuzeați-mă, domnule președinte, eram într-un... Dumneavoastră vă arăt personal. Dați-mi, ca să nu ne facem nimeni. Nu. Stați cum facem că ne vedeți. Avem trei declarații de presă. La 3 primari. La 3 primari. Contract, dar să nu o public, dar nici până atât. Bine, domnul. Mă lasă șeful. Nu știți că eu sunt cu domnul. E declarație de presă în hotărâre de Consiliul Local. Ce dacă? Acolo eu fac legile. La mine. Da, așa. Așa, aveți dreptate. M-a dat la parlament. Da, corect. Pentru că e 11, dau cuvântul domnului viitor primar de Corabia, domnul Pârlea. 3 minute, domnul Pârlea. 4. Cât am de spus, de fapt, mă așteptam ca dumneavoastră să mă întrebe. O să vă întreb. Ce e cu tine? Ce caut pe aici, da? Dacă nu cumva am pierdut orientarea, da? Nu, n-am pierdut-o, vă spun eu ca să nu interpretați altfel. PDL-ul a ținut neapărat ca, așa cum am mai făcut-o și cu alții, să o facă și cu mine. Adică m-a exclus din partid, pentru că n-am putut să iau parte la porcăriile care le realizau acolo alături de PSD. Adică niște proiecte de hotărâre începute de consilierii PSD și alăturându-se lor cei de la PDL. Vorbesc de niște proiecte de hotărâre care mai degrabă interesa executivul decât pe ei ca și consilieri, pentru că era vorba de taxe, de exemplu, taxe de salubrizare, taxe de încasare a gunoiului, cu prețul și așa mai departe. Ei, luându-și mâna după barbul primar, s-a apucat să facă și probleme de administrație, lucruri care erau contra legii, dovadă că acele proiecte de hotărâre au fost respinse de prefectură. În sfârșit, deci lucruri, altceva nu cred că au avut ce și nici nu mă interesează. Pentru că mi-e milă de ei când îi văd în ce situație se găsesc. Și dumneavoastră știți că eu n-am
n-am bube în genunchi, pentru că așa am fost și înainte și așa o să fiu cât o să fac ceva în politica asta. N-am să stau cocoșat în fața nimănui. De fapt, de aici mi se și trage. Iar, probabil, știți și dumneavoastră că ei mi-au luat mie acest drept de a mai fi de membru al PDL, dar nu mi-au luat și notorietatea mea. Adică, nu uitați, pe mine m-au votat 4.500 de oameni, adică 50% din cei care au venit la vot. Diferența a fost de 21 de voturi, nu are importanță cum și în ce fel s-au petrecut lucrurile, dar acești oameni mă întâlnesc pe stradă, acești oameni mă întreabă, acești oameni trebuiau reprezentați și îi va costa pe acești indivizi care au hotărât acest lucru. Să fiu mai scurt, deci, așa cum vă spuneam, mi-e milă de ei pentru că sunt puși să facă niște lucruri care nu au nicio legătură nici cu electoratul, nici cu etica, nici cu loialitatea și nici cu bunul simț. Candidatura mea la primar, m-am gândit eu și oamenii, așa cum spuneam, că dacă l-aș citi pe prietenul nostru Berceanu, dacă i-aș aduna pătuși și i-aș pune de la corabia lângă un stâlp, nu i-ar întreba nimeni ce e cu ei pe acolo, cine sunt ăia. Spre deosebire de mine, care cred că am făcut ceva pentru cei din orașul ăla. De-a lungul vieții mele acolo, în acest oraș, 45 de ani. Să revin la candidatură, eu cred că e nevoie, pentru că tot ceea ce am început eu, deși presa n-a fost așa de îngăduitoare să spună și ce s-a făcut pe acolo de-a lungul celor 4 ani, n-au spus că acolo la corabie au venit peste 700 de miliarde vechi în investițiile din acel oraș, cu locuri, cu țări de spor, cu ceea ce am realizat noi. Ca să mai reamintesc o chestiune simplă, care mie specifică, acest barbu merge pe cum o moară neferecată, tot mereu spune același lucru care le-a spus de-a lungul. Am făcut împrumut, am făcut lucru care zicea dumnealui că nu am așteptat să punem întâi gazele și după aia să turnăm asfalt. Lucru care ar fi însemnat să sunt 7 ani prin gropi, să dăm în acele gropi. Deci vreau să continui ceea ce am început acolo. Am început două grădinițe cu program prelungit care sunt abandonate. Avem două scări de bloc ANL care sunt abandonate. Avem, știu eu, acel proiect cu gazele care am înțeles că unul se bate cu cărămida în piept, dar este proiectul meu. E și proiectul studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiect de execuție. Dar nu mă așteptam eu să recunoască cineva acest lucru. Avem un proiect cu Casa de Cultură și probabil că aici va fi nevoie să intervină și, știu eu, parchetul, dacă vreți să știți că acolo s-au dat niște bani pe niște bunuri sau pe un imobil care e al nostru, de fapt, al primăriei și noi îl cumpărăm, deși acel individ a pierdut în instanță. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt multe lucruri de făcut și eu am și tras concluzia că oamenii vor, am bătut toba că voi fi candidat, dar acum, începând de săptămâna care vine, o să o fac, pentru că toate sondajele, le știți și dumneavoastră și cele care sunt făcute, bă, cinstite, nici nu pomenesc de ceilalți și un singur, îndreptată spre un singur om, și asta mă obligă foarte mult. Dar ei au și metodele lor, bănuți, găleți, scutare și așa mai departe. Aștept dacă aveți o întrebare pentru mine. Să vă completez eu faptul că Partidul Social Democrat, conducerea dânsului de la
nivel județean, l-a exclus ieri pe domnul Barbu, probabil nu a făcut nimic pentru acel oraș. Și deci dânsii s-a orientat greșit când la o PSD-ul. Cum s-a orientat în multe localități. Pentru domnul Cotea, dacă îmi dați nouă poestul, păi nu, luăm la rând, da? Gata, corect. Așa, ca să închidem. Domnul Cotea, din partea cărui partid trebuie candidat? Pentru că se pare că, în baza unui protocol între UNEPR și PTL, prin ceea ce a zis acum câteva clipe, riscați ca domnul Stan să vă dea afară din partid pentru că ați atacat partidul cu care sunteți pătruni. Deci... M-ați înțeles greșit. Nu v-am înțeles eu. Veniți mai târziu sau nu. Nu. Deci trebuie să rețineți că păi, ne cunoaștem foarte bine și cu domnul președinte Stan și cei care suntem aici. Dumnealui știe și activitatea mea dinainte, pentru că poate că ați uitat, aveam și eu o funcție importantă în acest PDR, pe care și acum mă mir și nu știu de ce s-au purtat cu mine așa. Dar nu asta este problema. Deci am venit aici din partea UNEPR-ului cu siguranță și o să vedeți că voi mai fi sprijiniți și de alte partide care nu vor merge cu candidat la Corabia și vor fi alături de mine. Adică vor avea listă de consilieri, partidele de care nu că nu și-ar fi găsit un om, dar au vor neapărat să mă ajute ca să nu cumva să mai rămână acest executiv din partea PSD-ului. Pentru că și asta trebuie să nu uitați că Barbu e cel care face parte din organizația PSD. Sau a fost... A făcut până ieri, mă rog. Până acum ceva timp, când ați făcut. Dar dumneavoastră trebuie să rețineți un singur lucru și eu zic că nu mai are rost să ne mai întrebați. Organizația UNEPR World va avea 112 candidați în localitățile județului. Deci inclusiv la municipiu Slatina. Și pe cine la Colonești? Tot de la UNEPR va fi. Cum îl cheamă? Nu știți tocmai de acolo? S-ar putea să fie o doamnă. Pentru că trebuie să promovăm și domnul Pădea, după sondajul dumneavoastră, Barbu, ce procentare și cât aveți mai? E inexistent, Barbu. Nici nu se găsește pe listelele. Au făcut acum un sondaj PNL-ul, pentru că nu eu. Eu nu m-am ocupat de așa ceva. Dar PNL-ul l-au făcut și ieri l-au și discutat. De Barbu se pomenește ca de morți. Adică de bine, dar... Și cine ar fi la corabia principală dumneavoastră contra candidatului? Eu cred că dacă vor se vor uni, probabil că așa cum au făcut și de rândul trecut, ca să pot să-i bat mai ușor așa, pentru că nu mai greșesc eu ce am greșelile de... Eu... Deci nu mi-e... În primul rând, e un mare păcat că niște oameni se gândesc să și candideze. Acolo am înțeles că e vorba de un candidat care a falimentat trei societăți. Este vorba de Oane de la Aquacor, care nu are nicio legătură. Un individ care are la ora actuală vreo 7-8 dirigenții pe ordonanța 7 și el stă numai plecat. Au făcut o societate, un SRL-ul, ca să poată să cumpere această... Îl cunosc eu destul de bine. Apă șeful cunatul meu la apă. La apă și într-o baracă stăteau și beau de dimineață până seara. Când era exmatat primar. Deci îl cunosc bine cu Oane. Dacă vine Oane ăsta, să știi că va câștiga. Nu era primarul de vină. Era de bine. Și eu am o vină aici pentru că el era specialist în gospodărie comunală și n-am venit. Eu n-am dat pe nimeni afară în mandatul meu. Eu am pus să-i formez cu oameni, am pus la treabă, am făcut și nițică treabă pentru că aduceți-vă aminte, ăștia, de, vă spuneam eu, 700 de miliarde s-au pus cărămiți, peste cărămiți, s-a mai dat cu var, s-a mai turnat asfalt, s-au mai făcut niște treburi și atunci eu trebuia să stau să lucrez cu oamenii aia, iar ei își făceau oamenii socotelile. Dovadă că PSD-ul n-am avut răbdare și l-a abandonat pe actualul lor primar 2 ani înainte. Așa ceva eu n-am mai auzit ca un primar după 2 ani de zile să fie abandonat. L-a luat vârtejul pe de lângă.
și îl duce, duce, duce. Nu, eu vreau să vă spun mai un pic, ca să lămuresc, că eu nu m-aș fi mai îngumetat să fac acest pas, dar mă gândesc că am niște nepoți și nu vreau să-i fac de râs. Așa că, dacă o să cântăresc bine, și azi veneam de la Craiova, am fost la ei și mi-au spus că să mă gândesc bine ceea ce vreau să fac, așa că le-am dat un răspuns favorabil, că m-am gândit și că voi fi cu siguranță cel care nu-i voi face de rușine. Aș vrea să-l completez și eu pe bunicul lor. La momentul ăsta și o zonă pe care o cunosc foarte bine. Vineri am fost la Corabia, la spitalul din Corabia. Deci domnul Barbu are o problemă în plus la momentul ăsta și oamenii de acolo regretă enorm pe bunicul și o să-l voteze, vă garantez. Am stat de vorbă cu managerul pentru că din partea primăriei nu a fost nimeni prezent. Are o problemă majoră și managerul nu are curaj să ia niște măsuri radicale în spitalul pe care îl conduce cu acordul primăriei. Ține acolo niște contracte de prestări servicii pe niște firme trimise de către primăria condusă de domnul Barbu. Nu are curaj să rezilieze aceste contracte de prestări servicii, să facă munca cu cei care i-are salariați în cadrul spitalului. În schimb, preferă să scadă salariile, să dea salariile micșorate oamenilor din spital, pentru că nu își asumă responsabilitatea. Domnul Barbu nu-i dă voie să rezilieze acele contracte de prestări servicii. Toți oamenii cu care am discutat din spital, până la urmă și spitalul este o problemă tot a primăriei. Da, și domnul Barbu trebuie să se ocupe și de acel spital. Refuză la momentul ăsta, spune că nu are mai dau un exemplu. În 3 ani și jumătate n-a plătit un leu din acel împrumut, a reglui și-au lănat acest ador, că banca nu are niciun fel de problemă de a reglui și-au lănat. Așa este. Dar sunt multe probleme. Domnul Octavian Popescu. Mulțumesc, doamne președinte. Eu o să atac doar o problemă mai tehnică. Este vorba de sistemul de sănătate din județul Olt. Și am să fac acest lucru în prisma implicării organelor noastre județene în această problemă. După cum știți, eu sunt de aproape un an de zile director la spitalul de la Caracal, un spital municipal care are vreo 600 de angajați, 440 de paturi. Anul trecut a avut o activitate de aproape 2000 de pacienți în fiecare lună. Din păcate, criza sistemică cu care se confruntă sănătatea produce efecte dramatice și produce efecte dramatice și în județul Olt. Noi suntem într-o bătălie continuă cu Casa Județeană și cu Casa Națională pentru finanțarea spitalelor, care, în paranteză, fie spus, ar trebui să fie o prioritate pentru toată lumea din județul ăsta, pentru că mai devreme sau mai târziu fiecare ajunge pe acolo. Această bătălie, din păcate, în județul Olt nu este susținută sub nicio formă de niciuna din autorități. Eu am mai avut niște mesaje către conducerea prefecturii și către conducerea județeană, a Consiliului Județean. Am făcut apel chiar către aleșii din acest județ, indiferent de coloratura politică, pentru a înțelege întâi de toate fenomenul cu care se confruntă sănătatea din județul Olt și implicit să ia niște măsuri, pentru că, repet, consecințele pot fi dramatice. Am să vă dau exemplu doar spitalului Caracal, dar în aceea situație este și spitalul Corabia și spitalul Scornicești. Aș zice că nici departe nu e nici Balșov și nici Slatina, deși acolo sunt alte atitudini care mai devreme sau mai târziu se vor răzbuna asupra oamenilor, adică asupra pacienților. Dar mă refer doar la cei cu care am discutat foarte precis. Situația este dramatică. Vă spuneam de spitalul Caracal, față de aproape 2000 de externați în fiecare lună anul trecut, anul ăsta sunt finanțați doar 1000. Vă dați seama ce absurd înseamnă să tai dintr-un condei 1000 de oameni pe lună care au nevoie de asistență medicală și cărora să le refuzi această asistență medicală. Pentru că lipsa de finanțare a sistemului medical înseamnă refuz privind asistența medicală către pacienți.
Am încercat să sensibilizăm și Ministerul și Casa Națională. Răspunsul este invariabil, nu avem bani. Eu am pregătit astăzi cu acordul dumneavoastră o scrisoare deschisă către domnul prefect, căruia îi reproșez public și categoric totala lipsă de implicare în această problemă care ține de sănătatea oamenilor din județ și dacă, nu vreau să fiu patetic, dar uneori ține chiar de viață. Lipsa totală de interes de a înțelege măcar fenomenul, de a analiza situația și de a spune măcar o părere și avea o intervenție la forurile naționale, mă gândesc în principal la Minister și la Casa Națională, am rugămintea expresă ca această scrisoare să o publicați nu pentru Octavian Popescu, nu pentru Spitalul de la Caracal, ci doar pentru toți acești pacienți din județul Olt, nici măcar numai pentru aia din sub. Am credința, am speranța că e o formă de sensibilizare a unor autorități pentru a pricepe că dacă o întreprindere se închide cu 20, 30, 50 de oameni și nu mai fac nu știu ce produse meșteșugărești, este o mare problemă pentru angajația, dar dacă se închide un spital, este o mare dramă pentru sute de mii de oameni și pentru sănătatea lor. Eu îmi permit prin dumneavoastră să fac un apel categoric și, repet, nu este numai situația Spitalului de la Caracal, că lucrurile devin dramatice pentru foarte multă lume din acest județ, care nu-și găsesc posibilitatea de a beneficia de un act medical corect și oportun. Ceea ce se dorește, după părerea mea, este falimentarea totală a tuturor spitalelor din județ. Din păcate, dumneavoastră știți că există monopol în sistemul de sănătate. Dumneavoastră știți că există o singură casă de asigurări de sănătate care cumpără servicii. Și n-ai unde să te duci. Și așa zisele negocieri ale noastre cu Casa de Asigurări de Sănătate e o aiureală, e o prostie. Pentru că n-am ce să negociez acolo. El îmi pune contractul pe masă și zice dacă vrei bine, dacă nu vrei bine. Și eu unde să mă duc? Că n-am cui să mai vând aceste servicii, pentru că, din păcate, contribuabilul român produce aceste taxe la Ministerul de Finanțe, care se descarcă numai într-un singur loc, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Atât tot. Este o chestiune care, dacă va continua așa, repet, va produce prejudicii grave și la nivel național, dar eu vorbesc de județul Olt, și asta se va produce în cel mai scurt timp. Nu este exclus să auziți, nu va fi Spitalul Caracal în situația asta, dar nu este exclus să auziți până la sfârșitul anului că unul din spitalele din județ se închide. Repet, nu este cazul Spitalului Municipal Caracal, asta categoric, vă asigur. Dar și acolo unde se închide un spital sunt oameni care au nevoie de îngrijiri medicale. Eu sper că toți factorii de răspundere, fără nicio fel de culoare din județul ăsta, care au cea mai mică capacitate de a pricepe urgența situației, vor reacționa și vor sensibiliza lucrurile mai departe. Vreau să vă spun că sunt contrariat și de atitudinea celorlalți manageri de spitale din județ, sunt absolut contrariat. În situația dramatică pe care o au și cu care se confruntă, nu reacționează. Probabil așteaptă să dea jumătate din spitalul la afară, să rămână câțiva și să facă două injecții și să dea trei pastile. Că aici se ajunge cu sistemul de sănătate. Repet, sunt contrariat de lipsa lor de reacție, sunt total contrariat de situația în care prefectura nici măcar n-a schițat o tentativă de a înțelege și de a face o analiză privind această situație și, evident, să ia și să aibă și o reacție pe temă asta. Închei cu aceste lucruri cu rugămintea pe care o subliniez să publicați această scrisoare. Nu este, o să citiți, nu este o scrisoare care să forțeze dincolo de niște limite. Vreau să vă spun că am încercat să o păstrez în limitele rezonabilului și ale bunului simț, dar mesajul trebuie să ajungă acolo unde trebuie, pentru că este responsabilitatea acestor instituții și acestor oameni să se implice în această
chestiuni. Vă mulțumesc mult. Am rugămintea dacă... Întrebări pentru domnul.